Pavel centrare în forță. Păcat că a ajuns în acea poziție Alexandru Mățel, pentru că s-a blocat, nu a știut ce să facă, să vedem care ar fi fost variantele. Iată, l-avea clar acolo pe Takayuki, pe jos, o centrare în forță. Ar fi trebuit ca japonezul să pună doar latul. Fatai marchează, este 2-1, nici nu s-a văzut că mingea a intrat în poartă. Am fost puțin surprins, recunosc. Este 2-1 pentru Astra. Kehin de Fatai, cel care marchează goluri absolut surprinzătoare, sau care a marcat până acum în liga 1 goluri absolut surprinzătoare. Mai reușește unul, iată acest șut, mingea lovește bara, intră în plasă.